Așadar, dragilor, punem lecția la clasa 6, asta tema pentru a doua zi. Tema pentru a acasă, clasa a, clasa a 6. Și să vedem problema asta. Ce este problema? Nouă, da? Da. Problema nouă zice așa. Fie M și E, mijloacele laturi sunt congruente, AB, și respectiv AC, ale triunghiului... Ușor, ușor, ca să vă urmăriți eu problema. Deci fie E și E, mijloacele laturilor AB și AC, da? Da. Hai să fac AB și AB e congruent cu AC? Așa nu, da. Nu, AB și respectiv AC, nu zice că-s congruente. Bun. Dar mai dă ceva, ale triunghiului isoscel ABC. Te vezi? Când zice triunghi isoscel... Mai dă el din ABC. Asta era. Deci avem ca AB congruent cu AC. A, B. Congruent cu AC. Da? Avem ca AB congruent cu AC. M e în mijlocul lui AB. Iar M este în mijlocul lui AC. Da? M și N mijloacele. Da. Laturilor. AB și AC. Corect. Mai departe. Așa. Construind MP perpendiculară pe BC. MP perpendiculară pe BC, adică din M coborâm o perpendiculară, da? P. Așa, și pe aparține lui BC, iar nu R, perpendiculară pe BC. Deci ducem și din N, perpendiculară pe BC, da? Da. NR, perpendiculară pe BC. Și așa. Și să se demonstreze că A, B, P... Hai să scrim ipoteza de până în clipa asta. Da. Spune-mi tu ce scriu. Dictează-mi. Ipoteză. Păi să zicem așa. Fie ăsta, triunghiul A, B, C, isoscel. Triunghiul A, B, C, isoscel. Adică AB, AB congruent cu AC. Da? Așa parcă zicem segmentele, da? Segmentul AB congruent cu segmentul AC. Am pus în paranteză faptul că latura AB este de aceeași lungime cu AC. AB congruent cu AC. Bun? Ce mai am? Că M e mijloc. Da. Deci M aparține lui AB. B, la segmentul AB și la mijloc. Ca să spunem că e la mijloc, cum traducem asta? Adică I am congruent da. Cu MB. Așa. I am congruent cu MB. Asta se traduce. Ce înseamnă că N aparține, e mijlocul AC? Faptul că N e mijlocul AC înseamnă că N aparține lui AC. Da? Și că mai adăugăm, e mijloc, adică? N aparține lui AC, adică A e congruent cu AC. A e congruent cu AC. Da? Și mai avem încă precizat că MP e perpendiculară pe BC. Nu, zici construim. Păi da, construim adică ducem perpendiculară. Da. Deci e în ipoteza asta, da? Da. Deci spunem că MP e perpendiculară pe BC. Pe BC. Și că pe P aparține lui BC. Precizăm. P aparține lui BC. Segmentul lui BC. Chiar pe interior. Și mai avem încă ceva precizat până aici, că NR, nu? Da, NR este perpendiculară pe BC. BC.
Și R aparține... Lui? Cui aparține R? Domnul Becie. Domnul Becie, sigur. Și? Ce? Asta e ipoteză până aici? Da. Și acum am rămas concluzia. Să vedem ce ne zice în problemă. Concluzia. Te rog să concluzia. Prima soluție, pot să zic. Prima întrebare, zic. Prima întrebare. Prima cerință. Da. Prima cerință, zic. Prima cerință. A. Zice așa. BP. Dreapta BP. BP. Da. Trebuie să fie congruent cu... Nu dreapta BP, segmentul BP. Da, segmentul BP. Deci BP, segmentul BP, congruent cu segmentul IRC, bănesc. Da. IRC. Da. Asta e mic, nu? Da, și B mic, zice așa, MR. Care? Segmentul MR. MR. Da. MR. Și până P, să fie congruent M, cu R. Până. Congruent cu? Până. P, R? Până. Până, așa da. Congruent cu P, N, bine. Da. Și? Și atâta zice. Asta două întrebări. Da, atâta. Hai să vedem cum facem. Păi... Să zicem că fie triunghiurile, în primul rând. Deci hai să plecăm așa. Noi vrem să arătăm că MP e cât M, R. Da? Demonstrația. Începem demonstrația. Rareș, parcă, nu? Da. Fritz. Da. Rareș. Bă, figură mai ești. Rareș, da? Da. Rareș este noul coleg al lor și... Ea de prezent, dacă ea de prezent, trebuie să intervenim cu ceva. Bine, Rareș, faptul că M, P, vrem să fie cât M, R, visăm ce bine ar fi ca să găsești două triunghiuri, zi tu, Adi, știi? Da, care acele două triunghiuri să fie congruente. Ce bine ar fi să găsim două triunghiuri. Așa, care, da, să includem pe M, P și pe N, R și triunghiurile alea să fie congruente. Da? Ce bine ar fi să găsim două triunghiuri, într-unul din triunghiuri să intri în P și celălalt să intri în R și să reușim să arătăm că cele două triunghiuri sunt congruente, da? Uh-huh. Care ar fi un triunghi care se intre în MP? Poți mai din? Triunghiul, fie triunghiul MPP. Deci ăsta de aici. Da, da? Și triunghiul NCR. NCR. Aceste două triunghiuri au pe MP. Da. Unul în componența are pe și MP. Și acolo... Nicola are pe NR. Și acum le luăm spre comparare pe cele două triunghiuri. Deci fie triunghiurile, fie triunghiurile MPB, MPB și triunghiul NRC, NRC. Despre cele două triunghiuri spunem că au. Unghiul P congruent cu unghiul R. Adică aici, așa, dar citește pe trei litere. A. Unghiul M, P, e, B. Da. M, P, B. M, P, B este egal Atunci spui măsura unghiului. Da. Și este egal cu măsura unghiului. Egal cu măsura unghiului NRC. 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 Care este egală cu 90 de grade. Și egal cu 90 de grade. Deci măsura unghiilor acestora... De unde știi că sunt... Că de... sunt perpendiculare. Și perpendiculară întotdeauna are 90 de grade. Deci unghiul formează două unghiuri suplimentare da. De 90 de grade, da? Deci din ipoteză știm asta. Da. Apoi. Ipoteză. După aia... ăsta... Ce mai au cele două triunghiuri? Zic numărul. Da. MB cu NC. MB? Cu NC. NC, dar de unde știi că MB cât e NC? Pentru că M și N sunt mijloacele, laturile. Fiindcă AB a fost cât AC, Robert, da. Nu? Da, și a fost împărțit. Și mâi la mijloc, da? Și atunci e clar. Deci spunem că AB congruent cu AC
AB e congruent cu AC din ipoteză, așa a spus, triunghi este isoscel, nu? Da. Rezultă că și jumătățile lor, nu? Da, adică... sunt congruente, cu alte cuvinte, au aceeași lungime. Deci, ai spus bine tu că M B. sau AB pe 2, da? AB supra 2, este egal cu AC pe 2, ca lungime. Da? Și atunci înseamnă că segmentul, cum ai spus foarte bine, că MB, congruent cu NR. Cu NR, cu NC. Da? NC. Și mai vreau să spun. Să-mi spui, Robert. Da, și pe mine, eu și pe tine, toți timp pe tine. Păi aveți triunghi isoscel. Și fiind isoscel? Unghiurile de la bază sunt egale. Congruente. Deci mai avem încă din ipoteză precizarea făcută că triunghiul fiind isoscel, nu numai laturile sunt congruente, ci și unghiurile la bază sunt congruente. Deci răspunde, precizăm că unghiul M, B, P, vorbește, te rog, MBP. MBP. Congruent cu NRC. Cu E, C, cu N, cu NRC. Cu NCR. NCR. Așa, din ipoteza asta. Și conform cazului de congruență care este aici, Rareș, ce caz de congruență îi surprinde tu? Avem latură, latură 1. Latură... Asta se cheamă ipotenuză, că e cea mai mare. Triunghiurile sunt dreptunghice. Ipotenuză... Și unghi. Da? Pentru că unghiul din 90 de grade avem de a face cu triunghi dreptunghic, în care am două catete și ipotenuză, da? Suntem în cazul de congruență ipotenuză, unghi. Dar e ascuns în culise cazul unghi, latură unghi. Pentru că în clipa în care știu unghiurile astea ascuțite și celelalte sunt cunoscute, care completează plus, e complementul. Că ăsta și cu ăsta cât fac împreună, 90 de grade. La fel și ăsta. Și cum ăsta sunt congruente, și ăsta două sunt congruente. Și atunci suntem în cazul latură sau unghi, latură unghi. Dar e tradus în cazul particular aici, da, ca ipotenuză unghi. Da? Da? Ipotenuză unghi. Ipotenuză unghi, conform cazul de congruență ipotenuză unghi, triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Deci triunghiul, vorbește Rareș, MPB, congruent cu triunghiul NCR. Și triunghiurile fiind congruente și celelalte elemente care nu au fost luate în discuție vor fi congruente două câte două. Adică, ce ar însemna? BP cu RC. Deci sunt, vorbește, hai, BP. BP congruent cu RC. Și încă? Și unghiul... De la micuț, e subînțeles, dar cum îl citești? Pe între litere vreau. BMP. Unghiul BMP. Congruent cu unghiul CNR, nu așa? Deci BMP, adică ăsta de aici, cu CNR, cu ăsta de aici. Și încă ceva, mai ai încă un element de precizat. Și că... BP am zis cu RC, MB cu NC a fost luat în discuție. Și MP cu NR. MP cu NR. Congruent cu NR. Deci, dragilor, când noi ne puteam opri unde? Foarte rapid la BP congruent cu RC. Dar noi ne-am mai dus și la celelalte, că s-ar putea să ne răsesc acolo, în a doua. Sigur că da. Deci am făcut o practică din chestia asta. Când arătăm că două triunghiuri sunt congruente, mergem și spunem toate elementele care sunt congruente două câte două. Deci asta este în practica noastră. Că nu se știe dacă nu cumva, în raționamentul viitor, lucrurile care le-am spus aici nu ne sunt cumva de folos. Da?
Bun, și am putea să ne oprim repede cu constatarea că BP congrec cu RC și la revedere. Dar am făcut-o încă pe jos celălalt. Și acum să ne arătăm că MR cât până. MR, am să șterg asta aici și asta la altă. MR cât NP. La două triunghiuri, PMR cu... PMR, cu te gândești așa. De ce te gândi la PMR? De ce ai luat triunghiul PMR? Are componență latura MR. Sigur că da. Deci, ăsta e motivul pentru care colega voastră se oprește la triunghiul MPR. Că noi avem de arătat că MR e cât până. Și de ce intră MR? Și bine ar fi să găsim un alt triunghi în care se intre până. Rare, și la care te poți duce? PMR, da? Deci triunghiul de aici, Rareș, și cu triunghiul ăsta la plus. Da, cele două triunghiuri, dacă le luăm la analiză și dacă reușim să arătăm că triunghiile sunt congruente, apoi toate elementele vor fi congruente două câte două și îndată și despre MR, cât MR, MP, treaba va fi rezolvată, ușor rezolvată. Să vedem. Te rog pe tine, Rareș, te las la comandă să încerci să vezi dacă triunghiurile acestea sunt congruente, dacă ai elemente suficiente pentru a spune că sunt congruente. Deci triunghiurile care? Triunghiurile P, M, R. P, M, R. Și triunghiul. Și triunghiul P, M. Deci P, M, R. P, M, R. Despre cele două triunghiuri au. Poftim. Din prima cerință știm că latura... MP cât MR, deși nu mi s-a cerut, noi am scris acolo. Ce bine că am scris, da? Deci, iată că despre cele două triunghiuri avem că MP congruent cu NR. De unde? Din demonstrația, cum am spus. Am demonstrat mai înainte. Și MR congruent cu NRP. Așa, cu unghiul ăsta. Și cu ăsta altul din partea cea din triunghiul ăsta. Sunt de număr de grade, am dus perpendicular, da? Din ipoteză. Deci o spune că unghiul, măsura unghiului MPR, MPR, egal cu măsura unghiului NRP, NRP, și egală cu 90 de grade din ipoteză. Adică triunghiurile sunt dreptunghice, cu alte cuvinte. Și iată că avem o catetă, catetă, catetă. Și acum ne mai trebuie ceva. Mai avem pârâ latură comună. Pârâ latură comună. Pârâ și într-un triunghi și în celălalt, da? Pârâ latură, latură comună. Ce sunt cele două elemente care avem? Astea două și asta comună? Catetă, catetă. Catetă, catetă. Deci, conform cazului congruente CC, catetă, catetă, triunghiurile luate în discuție sunt congruente, adică triunghiurile MPR, PMR, acela cum am luat, PMR, congruent cu triunghiul PNR, și din congruente rezultă că toate elementele celelalte trei, care n-au fost luate în nu au fost puse în discuție, sunt congruente și adică latura toată MR cu până, nu? MR congruentă cu NP, NP. Unghiul de 90 de grade l-am subînțeles aici și unghiurile uralul ăsta de aici, unghiul ăsta, cu care unghi din triunghiul celălalt e congruent? N. Anca? R.
Deci unghiul P, M, R, din triunghiul, din primul triunghi, cu care unghi din triunghiul celălalt? Până R. Dar de ce? Pentru că P, M, R, poftim. Pentru că se uită ambele la P. Asta, și frumos spune, se uită. Unghiurile acelea privesc spre latura comună. Deci, între unghiuri congruente, la laturi congruente se opun unghiuri congruente și reciproc. La unghiuri congruente se opun laturi congruente. Deci asta privesc, da? Numai voi nu vreți să priviți. Așa. Deci, unghiul P, M, R, chiar spuneți cuvinte. P, M, R, congruent cu P, N, R, P, M, R, P, M, R, congruent cu unghiul până R. Și în paranteză spuneți, privesc ambele, privesc spre latura comună pe el. Ambele unghiuri privesc spre latura comună pe R. Da. Și al treilea unghi rămâne de la sine, adică unghiul de aici. Da, le citește pe unghiul ăsta de aici. MRP. Da, cu, deci un MRP, cu care unghi? Unghi MRP spre cine se uită? Spre MP. Da. Dar MP e congruentă cu NR. Și spre NR cine se uită din partea asta altă? Se uită unghiul din triunghiul celălalt MPR. MPR, deci MRP, unghiul MRP, da? MRP, e congruent cu unghiul. Deci MRP cu NPR. Cu NPR. Cu asta am făcut problema. Puteam să ne oprim mai devreme, dar noi am insistat ca să înțelegem foarte bine tot ceea ce înseamnă din congruența triunghiului cu toate elementele. Și ați văzut ce bine a fost că am făcut-o anterior. Dar altă problemă. 11, tot de la... Ziua. Da. Deci, pe laturile A, B și A, C, ale triunghiului isoscel A, B, C. Deci mai bine să zicem că A, B, C, isoscel. Așa. O să desenez aici A, B, de data asta. Deci, pe laturile AB și AC ale unui triunghi isoscel. Da. A, B, C. Pe AB și AC. Ai făcut-o? Bravo, ai făcut înainte, nu? Ai lucrat? Și eu la fel am făcut, dar nu e complet. Dar n-ai înțeles-o de ce? Complet, dar n-a terminat. N-a terminat, da? Bun. Deci pe laturile AB și AC. Așa, zice că AB e congruent cu AC, da? Bun. Așa se consideră punctele M și respective N, astfel încât AM congruent cu AN. AM, uite așa, congruent cu AN. Da. Da? Deci, asta avem, AM congruent cu AN. Da. Perpendicularele în M și N, pe AB. Deci în IM, ducem o perpendiculară pe AB. Adică se formează aici un unghi de 90 de grade. Da. Perpendiculară IM pe AB taie pe AC într-un punct. Într-un punct. Într-un punct. Da. Și cealaltă taie într-un punct, cred că F. Da. Deci taie într-un punct F. Da. Așa. Deci, să insistăm. Triunghiul isoscel. Luăm pe AM cât AN. Nu degeaba. Nu. Când am zis cuvânt, triunghi isoscel, imediat în mintea mea. Adică și unghiul cât AC și unghiul de B cu unghiul C. Da. Deci așa devin automat lucrurile acestea, da? Poate. Și că dacă am M cât AN, și MB rămâne cât NC.
Că dacă toată era cât asta toate, da. Și asta e de aici cât e asta altă, ce-o rămas prin diferență, nu tot așa? Uh-huh. Deci mă, bă, e cât mă, că eu în timp ce citesc și fac figura, mă tot gândesc ce elemente am ascunse. Că autorul niciodată nu spune tot vizibil, ci lasă lucrurile ascunse datorate în ideea că apelează la informații dinainte. Ce înseamnă triunghii social? Știu ei? Da? Deci el îți transmite multe lucruri, dar sunt ușor ascunse. Da. A fost să scrie și la ipoteză? Ipoteza, da. Ce spunem în ipoteză? Că ABC este isoscel. ABC isoscel. Traducem AB congruent cu AC. Asta înseamnă AB congruent cu AC. Da. Și unghiul ABC cu ACB congruente. Și unghiul, pe scurtă zicem B cu C, ca să nu mai scriu B congruent cu C. Da. Apoi KM congruent cu AM. Congruent cu AM. Da. Și MB cu MC. Și putem să subînțelegem, dar o să zicem în demonstrații când va fi nevoie. Dar deocamdată atât, AM congruent cu MC, da? Așa, IME, adăugăm, IME, perpendiculară pe AB, da. AB, și că INF, INF, perpendiculară pe AC, da? Da. Și acum, concluzie, ce trebuie să arătăm. De acord. A, prima întrebare. A e A E. A e. Da. Congruent cu A E. A e. Congruent cu A E. Da. Și tot acolo la prima și tot acolo la prima. Da, am înțeles, da, da. Așa. Tu e congruent cu C F. Hai. Nu e. Dar vorbesc la E cu A E. Unde? Sigur sunt congruent, vă spun. Nu e cu? A, e cu AF. A, e cu AF, zicem, da? Da. Ea era în scriere cu ea însăși comparativ. Da. Da. Așa. B, e congruent cu? Cu C, congruent cu C, F. Da. Și B? Avem trei întrebări, a doua. Triunghiul M, F, O. M, F. O, o știi de asta, punctul de intersecție, cred. Da, așa zice. M, F, M, F, O. Triunghiul M, F, O. Trebuie să fie congruent cu triunghiul N, E, O. N, O, E. M, E, O. N, E, O sau N, O, E, tot aceeași lucru, da? Da. Și aici mai zice unde e O, da. Da, și ce? Așa e corect. Și ultima întrebare zice A, O, perpendiculară pe BC. A, O, perpendiculară pe BC. BC. Trebuie să demonstrăm. Demonstrăm, de acord. Asta punctul C, da? Adică trebuie să demonstrăm că B, A și punctul de acolo e 90 grade. Că B, A și... B, A, dacă aș prelungi-o... Da. Dacă aș prelungi pe B, O, pe A, O, pardon, pică perpendicular aici, pe BC. Asta trebuie să demonstrăm, nu? Da, și acolo ce punct e? Să notăm un punct yes, da? Yes. Deci A, O, taie pe BC și nu oricum, când se întâlnește, pică chiar perpendicular. Ar trebui să constatăm că unghiul acela ASC e de 90 de grade. Dar atenție, nu m-a prelungit pe A, O. Deci, prin o trecând. Haideți să reluăm problema. Trebuie să o înțelegem foarte bine. Și zicem așa, să dă triunghiul ABC, nu degeaba. Adică, laturile ale două sunt congruente, unghiile sunt congruente. Luăm pe A, M, cât A, N. Importantă informația, ne duce și că M, B va fi cât merg C, dacă cumva ne va trebui. Ducem o perpendiculară pe AB în punctul M.
adică unghiul de aici, 90 de grade, și ăsta tot 90 de grade. Și să arătăm mai întâi că AE este cât AF. Luăm triunghiurile AFO și AON. Deci AOF, așa e zis, da? Și AO E. Da. AOF? Nu. Și AO... Fie triunghiurile, zice așa, AME... Tati, ce nume? Nu ai fost politicos. Ai zis nu. Ai sancționat-o pe Miruna și ai spus nu. De cine ai urmărit? N-am făcut niciodată așa. M-ați văzut vreodată făcând, dar nu. Ci pur și simplu, rămâne ce idee are ea și dacă nu merge, atunci spune, ne pare rău, uite că de aici nu mai mergem încolo. Au fost și AOE. Deci ea zice, să mergem pe mâna triunghiului AOF și AOE. Și întrebăm, de ce Miruna la AOF și AOE? Pentru că avem pe AE și pe AF. AE și pe AF, da? În componența celor două triunghiuri. Acum să întrebăm, crezi că ai șanse să arăți că triunghiurile sunt congruente? Deci dacă arăți că triunghiurile AOF și AOE sunt congruente, este excelent. Să vedem. Păi avem AO latură comună. Latură comună AO. Da. Și? Și atât. Și atât. Și atât. Da. Deci acum ai e timpul ca tu să intervii. Deci spui colega, Miruna, draga mea colegă, nu mai merge de aici. Și atât. Și atât. Și atunci Miruna a înțeles că nu-i bună soluția pe care, la care s-a gândit. Tu acum. Păi eu zic așa, fie triunghiurile AME și triunghiul AN. ANF. ANF. De ce crezi tu că e mai bună ideea ta? Pentru că avem AM congruent cu AN, avem unghiul M congruent cu unghiul N. Câți 90 de grade, da. Deci are ceva în plus față de, da? Dacă la tine aveai numai O comună, din coace el are mai multe argumente. Deci, și unghiul A comun. Și unghiul A comun. E tare. Că ai și într-o triunghi și în celălalt. Da? Deci, discutând, fără să ne apucăm de demonstrații, simțim că propunerea lui este mai puternică și merită să ne ocupăm de aceste triunghi. În plus, intră A, E într-un triunghi și A, E într-alt triunghi, uh-huh. În celălalt triunghi, deci e foarte tare. Clar, așa merge. Deci, demonstrație. Începem. Demonstrație. Deci, fie triunghi, da? Fie. Da? Deci, cu ocazia asta vreau să vă disciplinați. Fie triunghi. Atenție multă, Adi. Vă disciplinați când cineva vine cu o idee, îl urmărim până când se epuizează. Și când nu mai merge, atunci vii tu cu ideea. Nu că așa dă să spună ceva și spune nu. Ce drept ai tu să spui că nu? Nici eu n-am drept să spun chestia asta. Dar așa ne dezvoltăm frumos. Și respectăm pe cel care are o inițiativă. Da. Vă rog. Fie triunghiurile AME. Triunghiul A, M, E. Și triunghiul A-N-F. A, M, E. Despre cele A-N-F. Două triunghiuri. A, E, N. Bun. Despre cele două triunghiuri putem să zicem că au. A, M, congruent cu A, M. A, M, congruent cu A. Din ipoteză, practic. Da. Din ipoteză. Da. Unghiul A-M-E. Unghiul A comun, hai să scriem. Da. Comun. Comun. Îl vede oricine. Da. Da. Și unghiul A-M-E. Unghiul A-M-E. Unghiul A-M-E congruent cu unghiul A-N-F. A-M-E. În paranteză spune 90 de grade, da? Da. Adică au măsurile de aici. Da. Deci ar măsură 90 de grade. Și de aici rezultă... Conform cazului. Parteta unghi. Nu? Așa este. Parteta unghi. Unghiul comun ăla. Da. Și parteta unghi. Rezultă că triunghiurile late în discuție. AME. AME.
E congruent cu triunghiul INF. Da. INF. Și de aici rezultă din asta că toate celelalte perechi de unghiuri sau laturi și toate elementele vor fi congruente două câte două. Adică? Adică MA cu AE congruent cu AF. Sigur ce îți trebuie ție? AE congruent cu AF. MA până F. Care? MA până F. MA cu NF. Da. Sigur că da. MA congruent cu NF. Și MAE. Unghiu. M. A. E. Congruent cu N. M. M. A. E. Adică aul de acolo este comun. Este comun. L-am folosit asta. M. E. Asta e. A. M. E. A. Cu N. F. A. N. F. A. Adică s-a nimicus de aici, da? N. F. A. Unghiu. N. F. Congruent cu unghiul. Măsura unghiului. Nu, congruent. Unghiul. N, E, A. Mm. M, E. M, M, E, A. Cu M, E, A. Noi avem asta de demonstrat, dar am mai adăugat și celelalte elemente. Nu se știe dacă nu ne este... Nu ne, lucrurile acestea constatate nu sunt de folos mai târziu. Ceea ce mai avem de arătat. A e congruent cu AF, terminat. B este congruent, congruent cu CF. Tragem linia. BF. BE cu CF. BE. Asta. BE asta. Da? BE. Cu CF. Să arătăm și asta. Păi luăm triunghiul F la mijloc țipăle. Unde aici? Nu. Mai sus. Aici unde s-au întâlnit este? Putem să notăm ceva. Da, dar prea multe notații, poate nu... Tu te gândești la F, F, T, B sau ceva așa, nu? Pentru că avem F, T, B, dacă ar fi cu E, T, C, opuse la vârf. Da, aici. Mai avem și... unghiurile de la bază congruente. Da, la care triunghiul se referă, domnul profesor? Nu, se referă la... De-aia eu las tot timpul inițiativa ca să convingă dacă are sau nu dreptate. Dar la trabeie cu triunghiul ăla? Nu. Asta vreau să o las pe ea. Ea spune că triunghiul... Ea zice la triunghiul F, T, B. Nu ai pe B, e cu prinsă. Sigur că da. De ce să muncim? Ce interes ai tu ca să muncești la triunghiul acela când nu-ți intră laturile respective? Deci, hai să ne organizăm mintea. Când avem de arătat BE cu CF, întâi și întâi avem în vedere pe BE o latură și cel de-al treilea punct care se formeze triunghiul trebuie să-l aibă totdeauna pe BE, adică două puncte ale triunghiului știi. BE cu BFP? B. BE care? BE cu BFP. Și BFP. Bine, dar ce au? Să vedem dacă ne intră B, E și C, F. Sau B, C, B, B, C comună. Da. Au unghiul A, B, C congruent cu A, C, B. Adică unghiul din B, unghiul din C. Da. Da? Gata, începem să credem în ideea ta. Deci acum, cele două triunghiuri, F, C, B, în care intră F, C, și B, E, C, în care intră B, E, cele două triunghiuri, să și le hașurăm, par a fi triunghiuri care ne interesează. Par a fi triunghiuri care ne interesează. Să vedem. De ce? Că au pe F, C și pe B, E, cele două laturi care, după care umblu eu nebunit. Da. Deci acum îmi place ideea cu F, C, B, și cu B, E, C. Îmi place, că pare să fie ceea ce ne interesează. Și în plus, încercând noi să le analizăm, fără să începem demonstrația, dacă vreți mental să facem chestia asta,
sesizăm că ne-ar satisface dorința, în final, dacă am arătat congruența, va ieși că F, C, cât B, E. Despre aceste două triunghi, ce șanse am ca să fie congruente Rareș? Au pe B, C comună. Da? Au unghiul B în triunghiul F, B, C și C-ul în triunghiul B, N, C. Da. Ca unghiuri ale triunghiului isoscel. Da, și e B nu-i demonstrat cu E cât... Poate avem șanse ca să arătăm că F, B e cât e C. Dar nu avem deocamdată. Însă sunt... avem perspective. Că A, M e cât A, E. Și dacă A, E e cât A, E, atunci și E. Aaa, stai! Cum am arătat mai înainte că A, F e cât A, E, latura A, B, fiind cât A, C, rămâne și prin bucățile astea B, F, să fie cât E, C. Și atunci intrăm în cazul latură, unghi, latură. Deci avem șanse. De ce avem? Miruna a fost pe fază și cu... Cine a mai avut ideea? Robert. Și Robert, da? Au fost pe fază pentru că au sesizat că au pe BC comun, au unchiul B și C. Sigur că acum urgent era ca F, B să fie cât E, C, ca să intrăm în cazul latură, unghi, latură. Și acum ne focalizăm acolo. Cum putem arăta că F, B e cât E, C și A desensizează? Păi n-am arătat ca F cât A e mai înainte? Și atunci, sigur că F și F, F, B cât E, C. Deci, vedeți, ne facem un plan de lucru, hai să zicem, da? Să vedem dacă toate avem șanse ca să redactăm corect. Rare și avem șanse, da? Începem. Hai să arătăm mai întâi că F, B e cât E, C. Deci, pentru a arăta asta, spunem AB, zicem mai Rareș, AB congruent cu? AB congruent cu AC. Exact. De rezult, că AF, AF congruent cu? AF congruent cu AE și spunem demonstrat. Aici e ipoteză și atunci asta a demonstrat, da? Și rezultă din ăsta două, dacă le scădem membru cu membru, rezultă că și segmentele care rămân, FB, congruent cu, cu EC, da? De acord, Rareș? FB congruent cu EC. Și subliniem asta. Și acum ne întoarcem la triunghiurile, care, despre care nu, am zis noi că le luăm în seamă, spre analiză. Fie triunghiurile. Hai, Mirona, te rog. Fie triunghiurile B, B, F, C. Da, triunghiul B, F, C și... Și N, C, N, B, F, C. Și, deci ai spus B, F, C, B, F, C pentru că ai avut pe F, C și B, E, C. B, da? Și triunghiul B e C. Despre cele două triunghiuri spun că au. Poftim. Miruna. B, F cu E, C. Da? B, F. B, F. Congruent cu E, C. De unde? E, C. Din demonstrația asta, de aici, da? Din demonstrație. B și C sunt congruente. Care? Unghiuri B, B și C. Așa. F, B, C. Hai să-l citim pe trei unghiuri. F, B, C. Congruent cu unghiul. F, B, C. Congruent cu unghiul. B, C cu E, C. B. Cu E, C, B. Din ipoteză și că BC latură comună, latură comună și conform cazului, cazul de congruență care? Latură unghi latură. Latură unghi latură. Rezultă că
Rezultă că triunghiul... Dar nu e cu cateton. Sau... Da, conform cazului... Catetonghi. Nu-i catetonghi? Că nu-i dreptunghi ce... Exact. Nu-i triunghi... N-avem triunghi dreptunghi. F, B, C... F, B, C, Adi... Și cu B, M, C... Nu-s dreptunghi ce. Am așa... Latură... Unghi... Și latură. L, U, L. Deci conform cazului nul. Nu. Nu-s triunghiuri dreptunghice. N-am catetă aici. Deci conform lui Lul, triunghiul F, B, F, C, congruent cu triunghiul care? B, B, E, C. B, E, C. B. Și fiind congruente, rezultă că toate elementele vor fi cum celelalte trei congruente de o câte două. B, E, cu C, F. Care? B, E, cu C, F. B, E, congruent cu Rareș cu cine? Băie cu cine? Băie cu FC. De cu FC, o dată. Și lucreze. Tu scrii și tu, te uiți în caițelul tău și nu mai te uiți la mine, la tamă. Unghiu FC, B cu E, C, B. Unghiu F, C, B. Adică unghiu F, C, B, care se uită spre latura F, B. Adi? Unghiu F, C, B. Care se uită spre FB, FB e congruentă cu N, cu EC, și spre EC din triunghiul ăsta la altul se uită ăsta de aici. E, B, C. Și atunci spunem că unghiul F, care? F, C, B. F, C, B. F, C, B. Congruent cu unghiul. Deci F, C, B. Cu care unghiul? E, B, C, dintr-un de celălalt. Da. Cu E, B, C. Bun. Și al treilea unghi, cu care unghi? Deci, unghiul al treilea, ăsta a rămas din triunghiul ăsta. B, F, C. B, F, C. Care se uită spre cine? B, F, C. Se uită spre BC. Dar tot spre BC, se uită și ăsta din E. Deci cu B, E, C. B, E, C. Și cu asta am adăugat și aceste lucruri fără să îmi propun, fără să mai fi cerut în problemă, da? Da, și noi trebuie să demonstrăm că triunghiul. Atât. Bun. Cum arătăm că triunghiul M, F, O, congruent că nu O, E? Pe mai întâi la triunghiul A, M, O și triunghiul A, N, O, ca să demonstrăm că A, M e cât A, N. Păi hai să le fie triunghiul F, O. O secundă. Deci noi trebuie să arătăm că triunghiul M, F, O, M, luăm A, F, O cu A, O, E. M, F, O și cu N, O, E. Două triunghiuri. Triunghiuri, mama. Triunghiuri. Păi triunghiuri așa. Da. Deci ca să arătăm că sunt congruente triunghiurile, la pielele lor. Acum nu mai trebuie să ne gândim la ce intre nu știu ce, celălalt. Da? O secundă. Să ne ducem cu Mirona până la capăt și vin și tu cu ea. Dacă e altă idee decât a ei. Deci, Mirona, autorul acum ne spune direct. Vreau să-mi arătați triunghiurile astea că sunt congruente. Ne trimiteți pe triunghiuri. Deci nu mai stăm pe gânduri. Triunghiuri M, F, O și R, O, E. Da. M, F, O, adică ăsta de aici cu ăsta de cine. Trebuie să arătăm că aceste două triunghiuri sunt congruente. Și acum, cum despre ele e vorba, să vedem ce elemente avem aici ca să fie congruente. F, M, O cu F, M, O cu O, N, E, că sunt dreptunghice. Da. Da. M, F cu nu e. M, F cu nu e. Da, nu știu. Nu. Pentru că avem da. Din A, B, congruent cu A, C. Exact. Am luat odată A, M și A, M. Așa. Și apoi B, F și C. Deci, tu spui așa, că din ipoteza am avut că A, F e cât A, N. Da. Am demonstrat mai pe urmă că A, F tot. A, F este cât A, E. Da. Am arătat. Și dacă din asta mare scad pe ăsta mic, îmi rămâne A, F cât nu e. Da. Deci, cele două triunghiuri sunt
deocamdată sunt dreptunghice și au asta micuță cât cealaltă. Deci au câte o catetă, da? Și ce mai au ele? Că nu e suficient o singură catetă. Și unghiul O comun. Și unghiul O opus prin trei litere, dacă citim, nu O, E, cu M, O, F, ca O, unghiul opus e la vârf. Și atunci suntem în cazul de congruență, catetă, unghi. Pentru că sunt dreptunghici, adică din cauza asta. Sigur că da. Ba mai mult, când am muncit mai înainte și am arătat că triunghiul A, F, N, congruent cu A, M, N, și unghiul ăsta din F e cât ăsta din E. Putem să valorificăm lucrul acesta. Da? Puteam să valorificăm. Și atunci, într-adevăr, ducându-ne pe cele două triunghiuri, avem tot ce ne trebuie că, pentru a spune că triunghiurile sunt congruente. Da? Deci, fie triunghiurile. Ia să l-au și pe Robert, că nu l-ai lăsat deloc. Când am încercat să el spune ceva, și el are o calitate extraordinară pe care trebuie să o remarcăm. Când a intervenit ceva și el a tăcut. Deci taci imediat. Încercați chestia asta de disciplină a dialogului. Și nu vă mai băgați pe Hristos, coleg. Că este o chestie de bună conduită în gândire. Da? Și așa că să lăsăm acum. Deci să lăsăm să nu mai întrebe, să spun și el. Poftim, domnule. Fie triunghiul de F, pe O. Fie triunghiul de F, pe O. F, M, O. Cum? F, M, O. F, M, O. Da. F, M, O. Și? Și triunghiul M, pe O. M? E? M, pe O. E? E, O, da? Da. Ele au? F, M, O, congruent cu E, M, O. M, care au M, F, O, unghiul acel, da? M, F, unghiul, M, F, O, da. M, F, O, congruent cu unghiul. M, E, O. M, E, O, cu M, E, O, din demonstrație. Da. Din demonstrație. Și-o găsiți undeva scris asta, din demonstrație. FM congruent cu M. Hai să demonstrăm asta. Deci, de o parte, să fie un rezultat al modului nostru de a fi gândit. Spunem așa. Cum? AM congruent cu AM. AM congruent cu AM. Cum AM congruent cu AM din ipoteză. De acord? Da. Și AF congruent cu AM. AF congruent cu AE din demonstrație, foarte bine, din demonstrație, din cele două rezultă, se vede că prin diferență, că, MF, F, da, MF congruent cu NE. MF congruent cu NE. NE. Să ne uităm și la ceas, cum se întâmplă. Asta, da? 53. O să opresc, da.